Bine v-am găsit! Mihai, prietenul meu, este elev în clasa a treia și are de pregătit la educație civică un proiect în care să prezinte cu ajutorul imaginilor grupurile din care face parte. Fotografiile sunt pregătite, noi va trebui să-l ajutăm să denumească corect grupurile. Sunteți pregătiți? Minunat! Așa cum știm deja, oamenii nu trăiesc izolați. Zi de zi interacționăm cu alte persoane, fie că este vorba de membrii familiei noastre, fie de colegii din clasă, de prieteni sau de vecini. Putem spune că fiecare persoană face parte din mai multe grupuri. Dar ce este un grup? Mihai are un răspuns pentru noi, răspuns pe care voi îl puteți completa cu opinii personale. Așadar, un grup este format din persoane care realizează împreună diferite activități, au același scop, au interese și preocupări comune. Iată și primele fotografii selectate de Mihai pentru proiectul său. După cum observăm, în prima dintre ele Mihai se află alături de părinții și sora sa. În cea de-a doua fotografie apar și alte rude, bunici, unchi, mătuși, verișori și verișoare. Oare despre ce grup este vorba? Desigur, este vorba despre familie. Familia este grupul de persoane între care există relații de rudenie sau de alianță. Familiile pot fi foarte diferite, mai mici sau mai mari, cu părinții naturali sau adoptivi, cu unul sau doi părinți. Între membrii familiei se stabilesc relații de dragoste, încredere, ajutor reciproc, respect, bunătate, sinceritate. Cu ce ați mai completa voi această piramidă? În fiecare zi Mihai merge la școală. Deja este al patrulea an pe care îl petrece împreună cu colegii săi de clasă. Au venit și alți colegi de-a lungul timpului. Acum, cu toții se cunosc și se înțeleg foarte bine. Cel mai mult îi plac lui Mihai lecțiile de matematică. Cu cât provocările sunt mai mari, cu atât este mai interesat. De asemenea, îi place foarte mult să lucreze împreună cu alți colegi la diferite proiecte. Munca în echipă sau în perechi este grozavă. Are atâtea lucruri noi de învățat de la ceilalți copii. Dar învățarea nu se oprește la școală. Mihai participă alături de unii dintre colegii săi sau de alți copii la activitățile de la clubul sportiv, de la cel de șah sau de la clubul de lectură. Ce părere aveți? Ce ar trebui să scrie Mihai pe eticheta ce va însoți aceste fotografii? Foarte bine! Dacă privim cu atenție fotografiile, putem să ne dăm seama cu ușurință care sunt relațiile dintre acești colegi de clasă. Ordonând silabele date, reușești să descoperi cuvintele care le denumesc? Unii dintre colegii săi, Mihai a descoperit care interese și preocupări comune. În pauze se joacă împreună sau discută despre pasiunile lor. Uneori se întâlnesc acasă pentru a-și petrece împreună timpul liber. Își povestesc diferite întâmplări, își cer unul altuia sfaturi, se ajută la nevoie, își împărtășesc bucuriile și tristețile. Putem spune că Mihai face parte și dintr-un grup de prieteni. Printre prietenii lui Mihai se numără și câțiva copii care locuiesc pe strada sa, precum și verișorii lui de aceeași vârstă. Voi aveți prieteni? Ce activități desfășurați împreună? Mihai iubește foarte mult joaca, mai ales în aer liber. Împreună cu alți copii organizează tot felul de jocuri, se relaxează, se distrează și învață din fiecare experiență ceva nou. Ce grup credeți că dorește Mihai să prezinte cu ajutorul acestor fotografii? Să descoperim împreună, ordonând literele date. Bravo! Într-adevăr, este vorba de grupul de joacă. V-ați descurcat minunat! Jocul vostru preferat care este? Acum, Mihai și-a pregătit proiectul prin care va prezenta grupurile din care face parte. Familia, grupul de învățare, grupul de prieteni și grupul de joacă. Asemenea lui, poți și tu să realizezi un colaj de fotografii cu ajutorul cărora să prezinți grupurile din care faci parte. Succes!